Începem treaba. Cu ce începem? Cu începutul, nu? Tema pentru acasă. Acasă. Clasa. A. 11. Limite, cred că le-am limite, nu? Te-ai pregătit. Da. Limite de funcții. Să și spunem că asta vom face. Limite de funcții. Te rog. Limite pentru x de la 0. Să se calculeze. Așa. Să se calculeze. Limită pentru x tinde la 0. Limită pentru x tinde la 0. Din linie de fracție. Radical din 1 minus x. Minus 1. Afară. Supra x pătrat plus x. X pătrat plus x. Egal. Încercăm să vedem ce situație are. Nu când bis. Cu? Ar fi 1 minus 1, 0. Da. Și 0 pe 0 este. 0 pe 0. La operația aceasta de 0 pe 0, căutăm artificii de calcul. X pătrat minus 1 trebuie să spui aici. Este pus în manual. Nu e greșeală. Ca să fie 0, că altfel ar fi fost supra 2. Da? Da? Păi, dacă x de la 0 era 0 pe 0. 0 pe 1. 0 pe 1 și face 0. Și era banal. Nu, nu, era 0 pe 0, dacă locuiam pe x cu... Cu 0? Că x pătrat plus x. X pătrat plus x, ai zis aici? Plus x, da. Ei, v-am zis plus 1. X pătrat plus x. Corect. Așa, da. X pătrat plus x. Și cum facem? Sigur că da. Ca să scăpăm de acolo, de radicalul acela și cred că o să ne ducă spre final. Deci, egal mai departe, cu limită pentru x, vorbește de rog. Din 1 minus x. 1 minus x minus 1. Supra x pătrat. X pe lângă x plus 1. Da. Pe lângă jos a plus b. Da, pe lângă radical din 1 minus x plus 1. 1 minus x plus 1. Și egal mai departe cu... 1 cu minus 1 plus 1. X-ul acela cu de ăsta de aici. Și va fi... Minus 1. Supra. 1. Da. 1. Pe lângă 1 plus 1. 2. Minus 1 pe 2. Deci limita este minus 1 pe 2. Par mai simplu. Da, vrei simplu. Hai să vedem. Să ne... să ne intrăm în mână, că tot secretul este să ne intrăm în mână. Limită pentru x tinde tot la 0. Din linie, nu ținem de 1 fracție. Radical din 1 plus x pătrat. 1 plus x pătrat. Minus radical din 1 minus x. Supra radical din 1 minus x pătrat. Radical din 1. 1 minus x pătrat. Minus radical din 1 minus x. Egal. Dublă conjugată. Dublă conjugată. Așa simțim. Hai să vedem dacă suntem 0 pe 0. A, păi 1 minus 1. Și 1 minus 1. Dublă conjugată. Deci limită pentru x tinde la 0 din 1 plus x, 1 plus x pătrat minus, în paranteză, minus 1 plus x deodată, totul pe lângă conjugata asta e de jos. Minus x pătrat plus radical din 1 minus x. Așa, totul supra. 1 minus x pătrat minus 1 plus x. Da. Totul pe lângă radical din 1 plus x pătrat plus radical din 1 minus x. Radical din 1 plus x pătrat plus radical din 1 minus x. Egal cu limită pentru x tinde la 0 din
Așa. Și vine x pătrat plus x. X pe lângă. X pe lângă x plus 1. Pe lângă ce am acolo. Aici 1 și cu 1 face 2. Da, da. Da? Da. Repede. Și jos va fi iarăși... Nu, 1 cu minus 1 să reduc și face x pe lângă minus 1 minus x sau 1 minus x, că e minus da. X pătrat acolo, ori 2, din același motiv. 2 cu 2 simplificăm, x cu x simplificăm, înlocuim pe x cu 0 și face 1 pe 1. 1 pe 1, 1. Terminat. Deci, dubla conjugată. 3. Limită pentru x de la din radical din x plus 3 radical din x plus 3 minus 3 radical din x plus 1 3 radical din x plus 1 plus 2 radical din x plus 2 radical din x totul supra? Și atât. Numai asta este, da? Da. Ce ai de gând ai să faci? Am putea să-l repartizăm pe acel plus 2. Da, să vedem de ce să facem asta. Păi ar fi radical din x plus 3 plus... În mod normal, când trebuie x-ul să duce la infinit, se scoate factor forțat, din ce știm noi. Hai să scoate și noi factor forțat. Ce ar însemna? Un x-ul fiecare radical și în față radical din x peste tot. Deci ar vine radical din x pe lângă, ca să nu permit. Deci radical din x pe lângă, radical din 1 plus 3 pe x, minus 3 radical din 1 plus 1 pe x, da? Plus 2. Și face, dar nu radical din x o singură dată. Da. Și face infinit pe lângă 1 minus 3 plus 2 infinitor 0. Ce știi despre infinitor 0? Tot operații fără sens. 0 pe 0 la împărțire și infinitor 0 la mulțire este operații fără sens. De aceea ne gândim la artificii. Vezi tu bine, pe minus 3 s-a scris ca minus 2, minus 1. Deci, să zicem, limită pentru x de la infinit, din radical din x plus 3, minus un radical din x plus 1. O primă echipă. Da. Și plus limita a doua. Hai să dupim în două limite. Da. Plus limită pentru x de la infinit, din... 2 radical din x. 2 radical din x pe lângă 2 radical din x și minusul minus 2 radical din x plus 1. Și am scos pe 2 factor, nu? Da. 2 trebuie să scos. Deci pe lângă radical din x minus radical din x plus 1. Acum e corect, da? Da. Și se aplică conjugata, că nu la de asta fiecare, la fiecare, egal cu limită pentru x tind de la plus infinit din x plus 3 minus x minus 1, corect? Da. Supraradical din x plus... 3 plus radical din x plus 1. Da. Plus limită pentru x tind de la plus infinit din 2 pe lângă. Nu, e x minus x. X minus x minus 1. Supra radical din x plus radical din x plus 1. Și face x cu x reduc. 3 minus 1 face 2. Deci vine limită pentru x de la infinit din 2 supra radical din x plus 3 plus radical din x plus 1 plus 2 limită, că iese 2 în față, nu e constantă, limită pentru x de la plus infinit. Din minus 1, așa, minus 1. Din minus 1, totul supra,
Radical din x plus radical din x plus 1. Și egal cu? Ceva pe infinit, că aici infinit plus infinit face infinit. Un număr supra infinit face 0. Plus? 0. Face 0. Terminat limit. Deci, foarte simplu, da? Deci a fost ideea aceea cu ruperea în două radicale, un minus 1 și minus 2, pe minus 3, da? Aici a fost secretul. Să vedem mai departe. Sau l-am dat? Eu așa știu că ați dat. Am dat, da. Foarte bine că am dat. Ai zis să-mi amintești că dacă nu... Am văzut că ați dat asta. Ai văzut, da. Așa, că altfel... Când apală niște ei, nu? Și nu chiar nu sunt cântat de secvențele astea. Te rog. Limită pentru x tinde la 1. Limită pentru x tinde la 1, din... Radical din x pătrat plus x plus 2 minus radical din 3x plus 1 totul supra radical din x pătrat minus x plus 9 minus radical din x pătrat plus x plus 7. Păi vedem ce avem dacă locuim. Da, ce situație este? Aș fi 2 minus 2, 0, pe 3. 3 minus 3. 0 pe 0. Ne așteptam. Te așteptam, sigur. Și fii radical, conjugata dublă. Egal cu limită pentru x din de la 1, din x pătrat plus x plus 2. Minus 3, minus 1, minus 1. Pe lângă, radical de jos. X pătrat minus x plus 9, plus radical din x pătrat plus x plus 7. Totul supra, x pătrat minus x plus 9, minus x pătrat minus x plus 7. Așa, pe lângă radical din x pătrat plus x 2 plus radical din 3x plus 1. X pătrat plus x plus 2 plus radical din 3x plus 1. Și sus ar fi x cu minus 3x minus 2x. Deci egal cu limită. Pentru x de la 1 și x pătrat minus 2x plus 1. X pătrat minus 2x plus 1. Pe lângă radicalul acela. Pe lângă... Hai să-și locuim din balastră. Da. 3 plus 3? 3 plus 3? 6. 6. Ori 6. 6. Supra? Supra x pătrat plus x pătrat minus 2x. Da. Plus 2. Plus 2. Tot înmulțit cu 1, 4 plus 8. 2 plus 2. Radical din 4 face 2 și altul tot 2. 2 plus 2, 4. Da. Și egal cu limită pentru x tinde la 1 din... Din 6x pătrat. Deocamdată ce este aici? X pătrat minus 2x plus 1? X minus 1 pătrat. Ori 6. De fapt, se ridică pe aici și vine 3. Deci aș pune egal cu 3 pe 2 în față. Așa. Și jos este 2 pe lângă? 2 pe lângă x minus... 2 pe lângă minus x plus 1. Minus x plus 1. Și egal cu?
Și egal cu... Poți să-l cheamă minus ca să fie x minus 1 sau și sus fiind pătrat poți să întorci. Deci egal cu 3 pe 2 ori 2, 4. Limită pentru x din de la 1 din 1 minus x totul la pătrat. Da. Îți permiți acolo? Da. Totul supra 1 minus x. Se duce pătratul cu 1 minus x. Da. Și îl pun acum pe x cu 1 și vine 3 pe 4 ori 0. Face 0. Da. Altă limită? Limită pentru x tinde la 0, adică? Limită de fracție. Sinus de x plus sinus de 2x plus sinus de 3x. 2x plus sinus de 3x. X totul supra tangent de x plus tangent de 2x plus tangent de 3x. Și este egal. Păi la fiecare sinus facem la fundamental, da. Și ar fi limită pentru x de la 0 sinus de x o, supra x ori x, da, plus sinus de 2x supra 2x ori 2x plus sinus de 3x supra 2x ori 3x totul supra tangent de x supra x ori x plus tangent de 2x supra 2x ori 2x. Și va fi x plus 2 plus 3 x limită pentru x de la 0 din x plus 2 x plus 3 x totul supra x plus 2 x plus 3 x și egal cu 1. Face 5, 6x pe 6x. Da. Nu, că numărător e egal. Da, da. Deci e egal cu 1. Hai să vedem și într-un alt registru, alte idei. Suma două sinusuri se transformă în produs de sin și cos. Ne amintim formulele la trigonometrie. Deci așa. Sin de alfa plus sin de beta este egal cu 2 sinus de alfa plus beta supra 2 cosinus de alfa minus beta supra 2. Deci suma două sinusuri se transformă în produs de sin și cos. Trigonometria aceea când o mai fac, când o facem și o dată, o să fie un moment fericit. Da? Un moment fericit pe care merg să-l remarcăm când va ajunge acolo. De unde provine asta? Îți mai amintesc sin de alfa plus beta? Sin de alfa plus sin alfa cos beta, sin beta cos alfa. Așa, sin alfa cos beta plus cos alfa, că se respectă, nu? Da. Sin beta. Iar sinus de alfa minus beta egal cu sin alfa cos beta minus cos alfa sin beta. Da? Și dacă le adunăm, apare că sinus de alfa plus beta plus sinus de alfa minus beta este egal cu suma două sinusuri, egal cu 2 sin alfa plus beta, pentru că ăștia sunt unul plus și altul cu minus. Iar cei de probabilitate sunt identici, se repetă. Și notăm alfa plus beta egal cu un P, alfa minus beta egal cu un Q, și atunci dacă le adunăm 2 alfa egal cu P plus Q, de unde alfa egal cu P plus Q, supra 2. Iar dacă le scădem, găsim pe beta egal cu P minus Q, supra 2. Și atunci, sinus de
Noi am lăsat pe alfa plus beta cu cine? Cu un P. P. Vine sin de P plus sinus de Q, că alfa minus beta e Q, face 2 sinus de alfa. Alfa era... P plus Q pe B. P plus Q pe 2. Ori sinus de P minus Q pe 2. Da? P plus Q pe 2 și P minus Q pe 2. Și atunci, iată că e formula. Sin de ceva plus sin de ceva, face 2 sin de unghiul de ăsta adunate pe 2, semisumă sau seme și mulțit cu sinus de, nu sinus, cosinus este. Da. Cosinus de semidiferență. Și să aplicăm și noi. Sin de x, hai să aplicăm sin de x plus sinus de 3x, primul plus ultimul. Sin de x plus sin de 3x este egal cu? 2 sinus de x plus 3x pe 2, x plus 3x pe 2, cosinus de x minus 3x pe 2. Și egal cu 2 sinus de 4x pe 2, 2x, ori cosinus de x. Cos de minus x, dar cosinus e funcție par, nu ține cont de semn. Cos de x. Și atunci, hai să ne întoarcem și zicem așa. Să zicem, am avut aici, ce am avut, am limită, deci egal cu limită, pentru x sin de la 0, din sin de x plus sin de 3x, face 2 sinus de, 2 sinus de 2x, cos de x, nu așa? Da. Plus sin de 2x. Totul supra tangente de x plus tangente de 3x. Hai să vedem cu cine este egal suma două tangente. Deci spune și noi că tangente de P plus tangente de Q este egal cu tangenta e sin pe cos, sin de P supra cos de P, sin de P supra cos de P, plus sin de Q supra cos de Q. Și atunci la aceeași numitor, și va face sin cos cosin, sinus de P, sin de P cos de Q, sin de P cos de Q, plus sin de Q cos de P. Sin de Q cos de P. Totul supra cos de P ori cos de Q. Egal cu sin cos cos sin este sinusul adunării. Sinus. Da? Sin cos este sinus de P plus Q supra cos P cos Q. Sin de P plus Q supra cos P cos Q. Deci va veni aici sinus de X plus 3X, nu așa ar veni? Da. Sinus de X plus 3X supra cosinus de X. Adică va veni sin de cât de? 4X. E atunci astea doi se transformă. Da. Sin de X plus tangent de X plus tangent de 2X va face sinus de 3. 3X supra cos de X cos de 2x plus tangente de 3x, care înseamnă sin de 3x supra cos de 3x, că așa înseamnă tangente, sin de cos. Și cam mai departe cu limită pentru x tind de la 0 din sin de 2x comun și într-o parte și în alta. Da. Dau factor comun. Sin de 2x pe lângă 2 cos de x plus 1, totul supra, aici este un sin de 3x care este un factor comun, sinus de 3x, totul pe lângă 1 supra cos de x ori cosinus de 2x plus
1 pe cos de 3x. Aici putem face fundamental, punem 2x, 2x. Aici punem 3x și 3x sus. Fundamental, fundamental. X cu x se simplifică. Și face 2 pe 3 care sunt factor. Deci eu mai departe cu 2 pe 3. Ori limită. Pentru x tinde la 0 din 2 cos x plus 1 supra 1 pe cos de x ori cosinus de 2x plus 1 supra cos de 3x. Și egal cu pe x cos de 0 e 1, 2 ori 1, 1 și 1, 3, vine 2 pe 3 ori 3 supra cos de 0 1 plus 1. 2. 2 cu 2, 3 cu 3 și face 1. La același rezultat am ajuns, dar am muncit mult mai mult. Însă am făcut-o cu gândul de a ne-aminti o serie de formule. Suma două sinusuri, ce se transformă, sumă de tangente, da? Deci, asta a fost obiectivul. Să ne-amintim un pic de trigonometrie. Și acum continuăm. De 1 plus a la x. De 1 plus a? A la x. Așa. A la putere x. A la egală. Așa. Așa. Și valorat natural din 1 plus b la x. Unde a și b aparțin intervalul de la 0, 0 la plus infinit. De la 1 la plus infinit? 0 la plus infinit. Unde a și b aparțin de la 0 la plus infinit. Păi hai să luăm în două variante, când A și B amândouă sunt între 0 și 1. Când unul între 0 și 1 și altul este 1. Deci sunt patru cazuri aici. A și B-ul nu știu, există la 0 la plus infinit, trebuie... Dacă au, e subunitar, orice număr subunitar la infinit face 0. Și nu dăm logaritmul natural din 1. Da. E 0. Deci cazul întâi. A și B aparțin 0,1. Intervalul 0,1. Atunci, se întâmplă să avem limită pentru x tinde la infinit din logaritmul natural din 1 plus A la x sau logaritmul natural din 1 plus B la x. Suntem în cazul 0 pe 0. Da, suntem în 0 pe 0 în condiția asta. Era o fundamentală logaritmică în ceas? Este fundamental aceea limită pentru x tind de la x0 din logaritmul din 1 plus o expresie e de x supra e de x face 1 dacă și mai dacă logaritmul natural, dacă și mai dacă e de x e de x 0 egal cu 0. Deci dacă mai dacă locuim pe x cu x0 în expresie, face 0. La noi chiar așa se întâmplă. Dacă și mai dacă e de x, hai să zicem așa, e de x tinde la 0. Hai să spunem și așa, mai corect. Adică dacă expresia ce tinde la 0 după ce facem calcul, cum ar fi la noi, a la x, asta e expresia, e de x. Este a la x. Da.
sau B la X. Și când X-ul tinde la infinit, în cazul care și A și B sunt suplinitare, se duce la 0. Deci aș putea să zic aici că suntem în cazul 0 pe 0 și atunci facem fundamentala asta, e gama elipticul. Limită din logaritmul A la X supra A la X. E limită. Limită pentru x. X de la infinit din a la x supra b la x, care mai poate fi scris ca fiind limită pentru x de la infinit din a supra b, totul la x. Acum depinde cum se află a și b raport unul față celălalt. Dacă a e mai mare ca b, dacă e mai mic decât b. Deci, în cazul 1, aici cazul 1, a mic, 1 a mic, să spunem că a mai mare ca b. Și atunci, limită pentru x timp de la infinit din a pe b, totul la x va face, când mai mare numărătorul, face infinit. Că e fracție supraunitară. Deci limita va face plus infinit. Cazul 1b, în cazul 1b, dacă ai mai mic ca b, atunci limită pentru x tind de la infinit din a pe b, totul la x, un număr suplimentar la infinit face 0. Da? Va face 0. Iar dacă a e egal cu b, face 1. Deci, cazul 1, a, c, când a e egal cu b, ar fi limită pentru x din de la infinit din a supra b, totul la x, egal cu 1. Că a fiind egal cu b, simplifică și rămâne 1, indiferent la ce putere. Și atunci, limita este 1. Asta când am auzit, când am luat că A, cazul 1, când A și B am două sunt suplimentare. Cazul 2. În cazul 2, dacă A-ul e subunitar, între 0 și 1, și B-ul aparține de la 1 încolo. Da? B-ul e de la 1 la plus infinit. În această situație, am limită pentru x tinde la plus infinit, din logaritmul din 1 plus a la x supra logaritmul din 1 plus b la x. Ce va face? Dacă b-ul e mai mare ca 1, face infinit, plus 1 infinit, logaritmul din infinit face infinit, și face aici 0 pe infinit. 0 pe infinit face 0. Deci, de ce face 0 pe infinit? La numărător au între 0 și 1. 0 și 1 și B este mai... Da. Și au între 0 și 1 subunitar la infinit face 0. Adică 1 pe 2 la infinit face 0. Crește numitor mai repede. Și logaritmul din 1 face 0 și suntem 0 pe infinit. 0 pe infinit face 0. În cazul ăsta. În cazul 3. Dacă A aparține de la 1 la plus infinit, iar B aparține de la 0 la 1, atunci suntem în situația că limită pentru x de la infinit din logaritmul din 1 plus AX totul supra logaritmul din 1 plus BX cât faci la numărător? Infinit supra infinit deci este infinit, ai spus. Da. Supra 0, nu? Da. Dar 0 pozitiv acolo. Da. Și
infinit supra 0 pozitiv, faci și tot infinit, din ce în ce mai mare. Poate mai rapid crește. Da. Cazul 4. Când A aparține de la 1 la plus infinit, iar B aparține și el de la 1 la plus infinit. Deci atât A și B sunt de la 1 la plus infinit. Păi va fi egal, nu. A fi infinit supra infinit. Infinit pe infinit, sigur că da. Și ce face? Totul necaz este și infinit pe infinit. Da? Deci limită din... limită pentru x tinde la plus infinit din logar natural din 1 plus ax a la x supra logar natural 1 plus b la x va face, când va face a la x, va face infinit pe infinit, cum a spus. Infinit pe infinit. Și la această situație de infinit pe infinit, scoatem pe a la x factor forțat sub în logaritm, și va fi acel egal mai departe cu limită din logaritm natural din a la x pe lângă 1 sub a la x. Exact. Plus 1 B la X plus 1 și egal cu logaritmul unui produs. Deci logaritmul ăla dintr-un produs face logaritmul din fiecare. Deci vom avea limită pentru X de la cât la infinit din logar natural din a la x plus logar natural din 1 plus 1 pe a la x. Da. Poți să spui și 1 pe a tot la x. Poți să zic așa. Da. Totul supra logar natural din b la x plus logar natural din 1 plus 1 pe b tot la x. Și voi pune egal mai departe, egal cu limită pentru x tind de la infinit din x logaritmul din a, plus, este x-ul, nu? Conform da. Proprietăți. Și acolo facem... Aici facem o fundamentală, că știm noi de ce. Logaritmul că... din 1 plus 1, așa, supra 1 pe a totul la x. Corect. Deci pe... logaritmul din 1 plus 1 pe a la x, totul supra... supra 1 supra a la x, se mulțim cu 1 pe a la x, supra x la natura din b, supra natura din 1 plus 1 pe b tot la x, supra 1 pe b tot la x, ori 1 pe b la x. Și egal mai departe cu limită pentru x tind de la infinit din x logaritmul din la plus 1 pe a totul la x, nu așa ar fi? Da. 1 pe a totul la x și supra x logaritmul din b plus 1 pe b totul la x. Și acum o să vedem ce să facem aici.
Hai să scoatem pe x factor forțat. Da. Deci egal cu limită pentru x tinde la infinit din x pe lângă logaritmul al din a plus 1 pe a tot la x supra x. 1 pe a totul la x și supra x, adică 1 pe x. Da. Pe lângă, jos x, pe lângă logaritmul al din b, plus 1 supra b la x, ori 1 pe x. X cu x se simplifică. Da. Trecem la limită. Limită pentru x din de la infinit, din logaritmul al din a, plus 1 pe, copiem 1, 1 pe a la x totul la 1, ori 1 pe x plus supra logaritmul al din b plus 1 supra b la x ori 1 pe x. Fiecare mai departe cu pe 1 pe a la va fi 1 pe a la nu, 1 pe a la 0. Asta e 0 la limită. Da. Că ăsta 1 pe a e subunitate. Dacă a e mai mare ca 1, 1 supra e mai subunitate. Ăsta 0 și 1 pe infinit face 0. Și 0 ori 0 face 0. Și rămâne logaritmul al din a supra logaritmul al din b. Da? Când se întâmplă asta. Destul de interesante, nu? Cele patru cazuri. Da. Cred că ar mai fi și când a e egal cu b și egal cu 1. Dacă a egal cu b, n-am analizat cazul ăsta. Când a egal cu b, apoi acolo e același lucru și face 1, limita aceea. Da. Aici, ca și mine, logaritmul din a pe logaritmul din b face 1. Iar când a este 1 și b este altceva, când b este 1 și altceva, deși 1 trebuie să-l luat da. Și cazul ăsta. Da. Deci a fost destul de interesantă limita asta. Dacă la prima vedere așa se părea că e simpluță, iată că au fost de discutat cazurile despre A și B, cum se poziționează în tot intervalul ăsta. Pentru că un număr subunitar la infinit face 0. Asta era povestea. Da. Și când la supraunitar face infinit. Și aici, la cazul 4, când am două, au fost la 1 încolo, am scos pe A la X la factor comun. Și aici a fost ca parte mai interesantă limita asta. În cazul 4. Altceva? Un o altă limită, nu? Da, te rog. Limită pentru x de la 0. Radical din 1 minus sin de x. 1 minus sin de x. Minus radical de 1 minus sin de 2x. Da. Supra radical din 1 minus x. Radical din 1 minus x. Minus radical din 1 minus x. Ce caz suntem acolo, te rog? Păi suntem... Tot în 0 pe 0 și apoi suntem conjugate. Deci tot 0 pe 0 suntem. Da. Și apoi suntem conjugate. Nu stăm pe gânduri. Operăm rapid. Egal cu limită. Radical din 1 minus sin de x. Nu, conjugată în jos. Sau o pui deodată aici. 1 minus nu, x. Nu, am zis pe lângă. Radical din 1 minus x. A, așa, sus. Foarte bine. Nu mai eram atent. Radical din 1 minus x
plus radical din 1 minus x pătrat, asta ai spus? Da, da. 1 minus x plus 1 plus x pătrat. Da, pe lângă? Pe lângă radical din 1 minus sin de x. Da. Plus radical din 1 minus sin de x. Și egal cu? Și egal cu 1 minus 1 plus minus sin de x plus sin de x minus, nu, sin de x. Atenție, nu așa. Păi nu simt de altfel. E diferența două sinusuri. Da. Deci nu ne jucăm. Da. Ce mult lăsăm așa de cam dată? Nu, vom vedea mai ceva. Limită pentru x din de la 0, din sin de, sin de 2x minus sin de x. Da? Sin de 2x minus sin de x. Jos. X pătrat minus x, nu? Pe lângă radical din... Dar aici trebuia să mai zic ori 2. Da. Și ori 2, că 0, 0, 1 și 1, 2. Da? Și jos tot așa vine. Ori 2, ca să merg pe din tine. Și sus știi ce putem... 2 cu 2 simplifică. Da. Putem să facem fundamental la fiecare. Da, și... Așa, și pe x, x, e 2x minus x. X, deci egal cu limită. Pentru x din de la 0, din x supra. X supra x. X pe lângă. A, x. X minus 1. Și x cu x va fi 1 pe x minus 1. 1 pe minus 1 face minus 1. Da, dacă nu... ne venea în minte să facem fundamentalele acolo, trebuie să ne amintim niște formule. Noi însă așa, sin de P plus sin de Q a fost egal cu 2 sinus de P plus Q pe 2, te amintești. Da. Ori sinus de P minus, ori cosinus. Cos de P minus Q pe 2. Iar sin de P minus sin de Q, la prescrie, dacă am fi scăzut, ar fi făcut 2 sinus de P minus Q pe 2 se respectă. Deci dacă aici este cu plus, plus aici. Și dacă e cu minus, minus va fi. 2 sinus de P minus Q pe 2, cosinus de P plus Q pe 2. Le găsești dacă le scădeam. Știi când am făcut sin de alfa plus beta, sin de alfa minus beta acolo. Și când le-am adunat, ne-a dat... sin de P plus Q pe 2 cos de P minus Q pe 2. Și dacă scădeam, ne dă 2 sin de P minus Q pe 2 cos de P plus Q pe 2. Și atunci, cum am avut sin de 2x și cum am avut sin de 2x minus sin de x, am făcut 2 sinus de 2x minus x pe 2, 2x minus x totul pe 2, cosinus de 2x plus x totul pe 2. 3x. Adică 2 sinus de x pe 2 cosinus de 3x pe 2. Și dacă se trece, se face calculul, tot la aceeași limită ajunge, tot la minus 1. Vreți să ne convingem? Hai! Deci până la conjugată, nimic. Da, nu? Este aceeași parte comună. Și după conjugată avem așa, egal cu limită pentru x din de la 0 din din difracție. Am sin minus sin face 2 sin de sinus de x pe 2. Așa, cos de 3x pe 2. Da. Supra x pătrat minus x, adică x pe lângă x minus 1. 2 cu 2 se simplifică, știm noi, dacă o jucat. Și egal mai departe cu îi facem fundamentala la sin, cos de 0 face 1. 2 ori sinus de x pe 2. Deci 2 ori sin de x pe 2. Supra x pe 2 ori x pe 2. Ori x pe 2. 2 cu 2 se duce și vin x. Da. Și x cu x simplifică. Și face 1 supra minus 1. Și face minus 1. Este același rezultat. Da, și la cos? Cos de 0 e 1. A, da. Este 0. Cos de 0 egal cu 1.
Și el nu are nicio contribuție. Alte limite? Cât de ceasă? 9? E 9.30. 9.30. Ca temă, dacă mai ai, da? Da, mai am un limite. Așa, foarte bine. Limită pentru x tind de la 0. Limită pentru x tind de la 0. E la puterea x pătrat. E la x pătrat. Minus cosinus de 4x. Supra x la 4 plus x la 2. Plus x la 2. Înainte de a face pe asta, o să facem o altă limită. Ia să vedem dacă ți-aș da limita asta, limită pentru x tind de la 0, din e la x pe la a doua, minus 1, supra x la a patra, plus x la a doua. Păi, e la 0 aș fost 1, minus 1. 0, 0 pe 0. 0. Da. Dar văzând el la ceva, minus 1. Dacă e la ceva, eu la ceva se obținea cu... Este obiectul fundamental, da? Da? Deci... limită pentru x tind de la x0 din e la puterea expresiei e de x minus 1 supra e de x face 1, dacă și numai dacă, e de x asta tinde la 0. Și la noi este așa. E de x este x pătrat. Da, e de x este x pătrat. Și când x-ul tinde la 0, face așa ceva. Și atunci face fundamental. Deci va fi a face egal, o zicem egal mai departe, cu limită pentru x tinde la 0, din e la x pătrat minus 1, totul, un pic mai sus să scriu, da? E la x pătrat minus 1 supra x pătrat ori x pătrat supra x la a patra plus x la a doua. Și egal cu, asta face fundamentală. Am terminat-o. Aici scoatem un x la a doua în factor, dacă vrei. Da, puteți zic x la a doua pe lângă x la a doua plus 1 și x la a doua plus x la a doua se simplifică și facem 1 supra 1 plus 1, 1 pe 2. Terminată. Deci așa ai fi putut să faci. Am să mai dau o altă limită. Limită pentru x tind de la 0 din 1 minus cosinus de 4x totul supra x la a doua plus x la a patra. Fac fundamentală la cosinus de 4x. Păi, la, n-ai la cosinus, mai la sinus. Cos de 0 este 1. Da. Și 1 minus 1 face 0. 0 pe 0 este. În loc de 1 se pune cos de 0. Da. Deci vom pune egal mai departe cu limite. Pentru x tind de la 0 din... Haideți să facem altceva. Înseamnă că am conjugat al 1 minus cosinus da. De 4x. 1 plus cos de 4x și sus și jos. Deci din 1 minus cos de 4x pe lângă 1 plus cos de 4x supra x la a doua pe lângă 1 plus x la a doua și pe lângă 1 plus cos de 4x. Ca să fie treaba corectă. Da. Deci am urcit sus și jos. Egal cu limită pentru x tind de la 0 din 1 minus cos la 1 cos pătrat de 4x totul supra x la a doua pe lângă 1 plus x la a doua. Și ori 2. Cos de 0 face 1. Da. 1 plus 1, 2. Dar 1 minus cos, 1 minus cos pătrat de ceva? 1 minus cos pătrat este sin pătrat. Din formula fundamentală. Știm că sinus pătrat de 4x plus cos pătrat de același lucru, de 4x,
da, bun. Sin pătrat de alfa plus cos pătrat de alfa face 1. Acum, 1 minus cos pătrat, 1 minus cos pătrat este sin pătrat. Deci vom avea limită pentru x de la 0 din sinus pătrat, sinus pătrat de 4x supra 2x pătrat pe lângă 1 plus x pătrat. Și egal mai departe cu limită pentru x de la 0 din sinus pătrat de 4x supra argumentul 4x la sinus, da, 4x dar la pătrat. E sinusul la pătrat. Da. Deci ori 4x la pătrat se mulțit cu 4x la pătrat supra 2x pătrat pe lângă 1 plus x la a doua. Și asta e fundamentală. Dar x la a doua cu x la a doua se simplifică. Și 4 cu 2. Da? Și rămâne un 2. Și aici când treci și pe x, că e egal cu 0, 1, vine 2 pe 1. 2. Deci limita asta este 2. Privește la aceste două limite ale tale și vezi tu cum le combine ca să fie treaba bună. La, e, la x pătrat facem ce facem acolo. Deci e minus 1, scazul 1. Da. A vrea scădem un 1 sus. Da, scădem. Asta e poanta. Deci exercițiul ăsta a fost făcut din astea două. Care le-a adunat, pur și simplu le-a adunat. A avut același numitor, unul cu minus 1 s-a redus și i-a dat el la x pătrat minus cos de 4x. Deci asta a fost poanta. Că nu-ți vine în minte să aduni să scazi 1. Eu puteam să aduni să scădem 1 și dăm drumul, dăm vreo astea. Dar nu-mi vine în minte. Ei, nu-ți vine în minte că nu le aveai pe astea. Și atunci, asta, dacă le-a adunat, înseamnă că ar trebui să dea 1 pe 2 pe 2? Adică sigur că 2 da. 2? Exact așa. Deci 1 pe 2 pe 2 și faci? Nu, 2, 5, 5 pe 2. 5 pe 2, sigur, da. 5 pe 2. Da? Deci de-aia ți le-a făcut pe astea aparte. Care sunt obținute din aceea de mai înainte. Deci acum, dacă ar fi să faci exercițiu, vei spune că așa, e cam mai departe cu limită pentru x tinde la 0 din e la x pătrat minus 1 plus 1 minus cos de 4x am adunat și a scăzut, supra x la a doua plus x la a patra și e cam mai departe cu limită pentru x tinde la 0 din e la x pătrat minus 1 supra x la a doua plus x la a patra plus limită pentru x tinde la 0 din 1 minus cosinus de 4x supra x la a doua plus x la a patra. Și de aici încolo toată povestea este simplă. Deci egal cu prima parte, prima cu 1 pe 2 plus 2. Și egal cu 5 pe 2. Și terminat exercițiul. Gata, mai ai? Atât. Ne oprim aici în seara asta? Deci tu te acomodezi, pentru te duc până la 11 noapte. Au mai fost necazuri de astea. Da. Ei, ne oprim aici. Sigur, am făcut câteva limite interesante. Vreau să spun că la limite, când îți dai drumul, este o plăcere să lucrezi. Dacă știi pe cele fundamentale, dacă știi multe chestii din urmă, cu trigonometrie, cu tot, o să lucrăm mai, să spunem, mai în detaliu în lecțiile următoare și o să înțelegem de ce facem limite. Că la un moment dat, dacă facem limite, dar de ce? Ca să trecem clasa. Nu? Asta e motivul. Dar să vedeți câte aplicații are, ce interesantă e. Deci clasa a 11, acum, analiza matematică este super, spectaculos de interesant. Că de la limite, dacă știți să faci limite foarte bine, fără nicio emoții, va fi un moment când vom face o limită specială și deși să facem și limita aceea specială, interesantă, o să vedem în lecțiile care urmează. Așa că... Da? Dar pe cum să-i determinăm prietenii noștri să ne urmească? Un băiețel care era acum vreo
vreo 5-6 ani, în 2011, mai precis, în toamna lui 2000, în primăvara lui 2011, terminase clasa a 7-a și o da peste mine. Aveam și eu la început, eram câteva lecții, când în 2010 am debutat cu prof online. Și ce au putut să facă, te găsești lecțiile pe acolo. Prin cele 200, știi cât sunt acum? 700 și vreo 80 de lecții. Am făcut și în perioada de vacanță acum. Deci n-am stat deloc. Am lucrat, s-au adus. Nu pot, n-am la stare, știi? Nu mă pot. Și el, evaluat să mă întorc la el, o reușit să dea peste mine. Și eu așa, trecusem în toată materia de liceu, până prin la 100 și ceva de lecții, nu aveam nici 100, cred eu. O să vedem exact. Și apare deodată un film pe internet care spune cum se zice el? Mulțumiri profului online. Sau cam așa ceva. Nu, formularul nu mi-a aduc cu aminte exact. Și ce a făcut el? O plâns la tatălui și tată, dă-mi te rog, fă-mi o cameră, adu-mi o tablă acasă, rușe, să aduc mulțumiri profului online pentru că vreau să fac un filmuleț. Eu am făcut toată materia de liceu, numai clasa 7 terminasele, toată materia de liceu și acum am făcut o demonstrație, am făcut o integrală, clasa 12-a. Și acolo spune, dar de ce să facem integrale? Deci pune întrebări. Dar de ce să facem, mă rog, primitive? Dar să facem derivate? Dar să facem limite? Deci totul știa. Că limite a ajuns să faci derivate, derivate a ajuns să faci primitive, integrale definite, arii și mai departe. Deci totul absolut. Ei, toate este că veți afla la prof online, dacă stați pe Google, el explică acolo. Am plâns de bucurie. Și n-am stat pe gânduri, am urcat în mașină și am fugit la Sighișoara, la el. Vlăduț din Sighișoara. Acolo. Să-l cunoaștem pe Vlăduț. Dacă te duci prin cele 780, prin la 100 și ceva, apare și filmul ăsta. Să-l cunoaștem pe Vlăduț. Și este filmul care recunoștință proful online. Chiar așa reintitrează filmul, recunoștință profului meu. Și când am ajuns acolo la Sighișoara, aștepta toată ulița aceea lui, toate erau straie de sărbătoare, cu adevărată straie de sărbătoare, și cu emoții mă așteptau. În sfârșit, am făcut și un film, m-a dus la cetate, am văzut cetatea acolo și ne-am întors amândoi seara și la lumina becului am făcut un film, amândoi, în dublură. Prof online și elev online. El este elev online pe internet. Și eu construi și eu un site, am făcut lecții, a face matematică, în clasa 12, este un an mai mare decât tine. Și are preocupări foarte frumoase, vrea să ajungă la național, s-a apropiat foarte mult de la internațional chiar vrea să prindă. Deci este super valoare. Așa că copiii de aceștia, iată că se inspiră de la prof online, de la tenacitatea mea, această bătălie pe care o duc pentru a câștiga lupta cu sistemul. Sper că am și câștigat-o în mare, dar încă sunt târzii. Durerea mea este imensă, că sunt atâția tineri care aș putea învăța după prof online și nu au acces. Tu, bine, ai șansa că stai de vorbă chiar cu mine. Peste ani îți vei aminti așa cu bucurie. Chiar eu am stat de vorbă cu el. Chiar sunt autoarea multor lecții, sunt acolo, pe internet. Dar aveam zis un coleg azi că dacă căutăm, nu știu ce, tot așa cu limite, imediat apare un filmuleț cu mine, în care eu scriu la tablă. Da, bănuiesc că se întâmplă chestia asta. Dar, vă repet, pentru este timp, lucrurile acestea pot să rămână veșnic, în sensul că cineva a rupt, să spunem, barajul ăsta a formei acestea de școală, așa tradițională, care, iată, acum nu mai corespunde. Ai nevoie și de film. Vrei să participi, vrei să vezi explicații, vrei... Stai în clasă acolo, mai stai, mai îți fuge mintea, trebuie să mă duc la întâlnire, nu vine tăla, nu știu ce, nu știu cum. Dar în clipa în care ai filmul și te-ai apucat de lecția acasă, da? Te faci, ai aceste, uite, aceste limite care ai făcut noi acum. Sunt modele pentru alte ghișiții. Și poți să faci fără nicio emoție. Deci asta se întâmplă. Și eu, repet, rog, așa cu forța și cu furia de care dispun,
Vreau să duc bătălia asta la capă. Vreau video manualul să-l aranjăm. Acum clasa 10 aproape e făcută datorită prezenții tale de anul trecut. Nu? Aproape e făcută. Noi ne-am întâlnit de uneva de prin ianuarie. Mai apare câte cineva și va completez clasa 10 acum. Clasa 11 ușor, ușor o fac. Am a 4 a făcut-o foarte bine. Am a 5 a făcut-o. A 6 a făcut-o bine. A 7 o fac acum în prezența lor. Da. Deci în felul ăsta se leagă tot anul. Da. După încă un an sau doi, sper să am complet făcut toată materia. Acum sunt peste 1000 și ceva de ore de film, 1500, chiar 2000 de ore de film la matematică, în cele aproape 800 de ore. Așa că sper să fie momentul acela în care să fie obligați ca sistem, cei din învățământ, cei care decid, ministri și ori mai fie acolo, nu putem ocoli pe omul ăsta. Trebuie să recunoaștem că a reușit să pună la punct totul și atunci lecțiile acestea trebuie, cum să spun, chiar trebuie făcute la școală, publicat, profesorul să aibă ghid ca mod de orientare, acest mod în care fac eu lecția. Mi se pare corect și sărbiți, toată lumea se beneficiază. Adică cum, unii care au șansa să dea întâmplător, tu că ai mai spus la câțiva colegi, că pe aici pe acolo se mai află, dar de ce să nu știi toți de la un mic la mare? Iar profesorii să aibă, repet, în biblioteca școlii să existe posibilitatea ca atunci când copiii, dacă nu au internet, că sunt foarte mulți, nu au internet la țară, pe la sfârșit, dar la școală să se poată face lecția asta. Atunci când își fac tema, ei să poată să acceseze, să-ți vadă lecția și să... Deci acolo trebuie să ajunge. Da, mă rog, mai durează, că este așa, această rezistență la nou. Și această încăpățânare a celor din jurul meu, colegii mei, încă cei tineri sunt mult mai deschiși. Și îi spun, bă, dacă omul ăsta mă învață și mă învață cu atâta drag, de ce nu-ți fac și eu așa? Nu, ce e mai vechi, sunt mai încăpățânat, orgolii, adică mă învață el de mine cum să fac chestia asta. Păi se întâmplă să văd, da, eu spun, repetate rândul spun, nu pe toate le pot face, dar le fac într-un mod accesibil. Asta e noutatea, adică încât pot să învețe și ei independent copiii, la urma urmei. Hai să vedem. Deci suntem sinteza orei, nu? Ce-am amintit aici? Limite fundamentale, nu? Limite fundamentale. Limite fundamentale. 2. Așa. Formule trigonometrice. Am demonstrat câteva, nu? Da. Suma de sinus. Așa. Sinus de B plus sin de Q egal cu 2 sinus de P plus Q pe 2 cos de P minus Q pe 2. Apoi sin de P minus sin de Q este egal cu 2 sinus de P minus Q pe 2 cosinus de P plus Q pe 2. 3. Cazuri de nedeterminare. Poate chiar cu asta trebuia să încep, nu? Da. Cazuri de nedeterminare. 4. Artificii de calcul. Artificii de calcul. Pentru determinările 0 pe 0, nu? 0 la infinit. Așa am întâlnit pe astea. Da? 0 pe 0 și infinit, 0 la infinit. Am folosit limitele fundamentale, conjugatele pe acolo au avut rostul simplificării respectiv pentru 0 pe 0. Apoi chestia asta, ultima care am făcut-o, cu din două limite se obține o a treia, adunând două. Și dispare unul acela, da? Deci, când am zis artificii de calcul, asta m-am referit, da? Așa. Și ce am mai discutat noi aici? Cam asta a fost, nu? Da.
dacă a sta și le-am vedea așa 5 formule de calcul pe scurtat cu conjugata, nu? Formule de calcul pe scurtat. Etc. Toate acestea se pot vedea în film. Cei care au răbdare, Cristi va scrie acolo în partea aceea de început ce lucruri sunt în lecții și atunci omul stă și urmărește condițiile acestea. Dar dacă noi facem așa, îi vine foarte greu să apuce să vadă din lecții, să tragă el. Că nu e posibil. Deci tot am ținut să facem sinteza ori. Ne oprim aici, dragilor. La revedere. Pe mâine seara. Da. Deci am dus prea târziu ca să vii și mâine seara.